Crăciunul sosește și la centrul Luxab din București. Persoanele vârstnice îngrijite aici au fost colindate astăzi de grupul vocal al Asociației Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva. Seniorii au avut parte și de surprize și s-au bucurat totodată de prezența lui Moș Crăciun. Cea de-a treia ediție a concertului de colinde a început cu recitalul grupului de copii de la Colegiul Național Dinu Lipati. În această seară am avut bucuria de a primi foarte mulți colindători. În primul rând, colindătorii care ne-au făcut cea mai mare surpriză au fost cei Asociației Creștine Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva. Iar ca și invitații am avut pe copiii de la Liceul de Muzică din București, Dinu Lipati, prin grupurile Rădăcini și Odoarele. Am avut parte și de colindători ceva mai micuți, de la Școala Planeta Copiilor. Iar ca și interpreți ne-au încântat astăzi Ionuț Idău, Marian Știrbei și Carina Cobuleanu. Iar doamna Magda Catone a avut un recital impresionant care ne-a emoționat pe toți, atât pe cei mici cât și pe cei mari. Ne-am încărcat cu emoții și cu o stare de bine toți cei care am participat astăzi la acest eveniment. Cei mici au primit daruri, iar asta a fost cea mai mare bucurie și, bineînțeles, întâlnirea cu Moș Crăciun. Iar cei mari, după cum vă spuneam mai devreme, au plecat cu sufletul încărcat, cu bucurie, cu emoție și cu dorința de a ne reîntâlni ori de câte ori vom avea ocazia. Colindă, nu-i nimeni să Evenimentul a avut atât o latură culturală cât și una filantropică. La finalul concertului, copiii beneficiari ai centrelor de zi ale Arhiepiscopiei Bucureștilor au primit daruri din partea lui Moș Crăciun. Aceste două laturi specifice asociației noastre se întrepătrund atât de frumos și iată că și de data aceasta am avut prezente multe grupuri vocale care au dorit să vină și să ne bucure vârstnicii și au fost prezenți și copiii centrelor de zi ale Arhiepiscopiei Bucureștilor, 40 de copii, care vin destul de frecvent la noi și de data aceasta au primit daruri astfel încât să se bucure. În mijlocul nostru a fost și Moș Crăciun. Ne-am bucurat împreună cu acești copii ai centrelor de zi și, pe de altă parte, s-au bucurat și copiii aparținătorilor, rezidenților noștri și copiii angajaților care cu toții au primit daruri cu această ocazie. Cred că un astfel de eveniment are un rol deosebit pentru fiecare dintre noi. Pe de o parte, avem bucuria celor mici care îl întâmpină pe Moș Crăciun, care sunt dorni să primească aceste daruri strălucitoare, frumoase, deosebite în fiecare an, iar pe de altă parte bucuria celor mici care se transmite nouă celor mari. Am mai spus-o și cu alte ocazii, cei mari și mai ales vârstnicii noștri, bunicii din cadrul centrului de îngrijire, sunt foarte bucuroși să vadă copiii aceștia. Pentru ei este o adevărată terapie ca în mijlocul lor să fie copii și de aceea au fost cu diverse ocazii, de 8 martie, eu știu și cu altele, de Paște și așa mai departe, când ne-au bucurat vârstnicii. Deci vedem că este o împreună lucrare. La finalul concertului, colindătorii au fost răsplătiți de organizatori cu daruri.